Ce soluție? Așa e pe lumea asta. Unii cu ruptuazelor, alții cu joc. Așa tot, așa. Da, zic că hai să mă îndrăgie și eu azi cu caisul ăsta, zic că îl scop frumos. Pac, pomerișorul, gata, am făcut treabă. Ce mă, frățiorul, nu? Mă, prag de internare sunt. Până la mare, nu ți-a bineînțeles. Am eliberat de cât în partea asta aici puțin, vreau câteva rădăcini, să și văd cât de mari sunt. Asta e una dintre ele. Ia uitați-vă. Mai groasă decât mâna. Și zic, m-am uitat, zic, aliniamentul la pomilor e ăsta, zic, e la fix. Eliberez decât aici partea cu rădăcine, eu au să duc rădăcine în dreapta, în stânga, frumos. Ăla las tot cu pământ și ducă se nene. Da, băviță, e o cârtiță acolo, caut. Și o să fie zonă frumoasă cu merișori. Și aici, și acolo, și acolo. Și asta este. Nu se poate, trebuie excavator să scot ăsta de aici. Deci n-am văzut, frate, ce rădăcine. Sunt unii, te sprijin de ei, cu el, poc cu ei, poc jos. Asta, mamă, dar bine, e pom de 10 ani, într-adevăr, copac, pom. Pom de 10 ani, e mare, e bătrân, a avut timp să-și facă rădăcini ca lumea. Bine, ca ei se nu prea făcea, dar... Și... Noroc și cu drujba, că n-am tăiat prea mult, am eliberat rădăcina și pac cu drujba, am secționat-o frumos. Am un florin aici. Și mai am un William roșu, am un doi luat de la iurta. Și... Schimb locul ăsta, fiind foarte mare aici. Îmi făceam umbră la tot ce aveam, uite, e platul ăsta aici, ce să meargă, săracu, că erau, astea de la căise erau până aici. Acum s-a eliberat locul și ăștia se minunează, minune, minune, nu-i minune, mă, mi-a rupt eu cârca, hai, fugi de acolo, fugi de acolo! Da, și acum se plantează ăsta. Și am scăpat. Mam, mam. Ce să vă zic, spor la treabă și l-a rupt cârca, care aveți belele de-astea. Ce să faci? Noi ne-am ales cale. Numai bine. Tița, zici tu, bună seara, trăiți, bună ziua!